În funcție de nevoile existente, serviciilor profesioniste pentru situații de urgență din întreaga țară le-au fost alocate între 3 și 5 autospeciale operative Dacia Duster, fiind astfel completată resursa tehnică existentă. În acest program a fost vizat și parcul auto al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. Aceste patru autospeciale completează parcul auto din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. Ele vor deservi structurile de intervenție, asigurând accesul în zone greu accesibile. Acestea erau necesare pentru a răspunde spectrului tot mai larg de intervenții la care este solicitat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați. Noile autovehicule alocate pompierilor galățeni beneficiază de dotări specifice și vor asigura o mai bună coordonare a misiunilor operative în teren. Cu toate astea, problemele sunt departe de a fi rezolvate. Pompierii galățeni au nevoie urgentă și de o autoscară de salvare. În prezent, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați folosește la intervenții o scară veche din 1972. Deși este funcțională din punct de vedere tehnic, această nu are capacități de intervenție la clădirile înalte cu peste 5 nivele. În condițiile ideale de amplasare, vechea autoscară poate lucra până la etajul 6, dar din cauza rețelelor electrice aeriene, a copacilor sau a diverselor construcții, în peste 80% din cazuri, scara nu se poate amplasa corect, limitând înălțimea de lucru autospecialei. De asemenea, ISU Galați încă mai folosește autospeciale cu apă și spumă care se încadrează pentru casare, dar sunt menținute în funcțiune cu eforturi. Acestea sunt folosite de pompieri la incendiile de vegetație din mediul rural unde nu există rețele de alimentare cu apă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, creșterea gradului de securitate la nivelul comunității rămâne o prioritate, deziderat care poate fi asigurat doar prin eficientizarea acțiunilor de prevenire, dar și de gestionarea situațiilor de urgență printr-o reacție promptă a echipajelor specializate formate din salvatori profesioniști și tehnică modernă de intervenție.